Știi? Pune așa, poftim? Nu, no, acum nu vorbește. Ce fac că n-am văzut din alea că ei baci? Gata, las pornit. Uite, vezi în nimeni? Uite, și aici arată bătăile, vezi? Bravo. Uite, coboară pe colțul după nele. În partea cealaltă. Ai grijă la coborâ, da? Că ține, te lovești. Principala misiune a acestei autospeciale este să meargă la accidente rutiere. Și de obicei mergem împreună cu ambulanțele SMUR. Ce facem noi la accidentele rutiere? Deci în cazul în care sunt persoane blocate în caroseria mașinii, le scoatem de acolo și le prindem echipajelor SMUR să le acorde primul ajutor și acum, sprijinim. Da? Toate patru trebuie să le ai. Sunt diferite, da? Sau îndepărtăm. Tu de care ai? Stai, mami, stai. Tu ai de stradă și în locuință, da? Uite, eu îți dau la școală și reguli generale. Le citiți, da? De asta că sunt mai multe furtuni. Se pot pune și dran, da. Hai, încearcă și tu. Da, focă așa în viață. Îți place? Da? Asta nu protejează. Uite, are un vizor. Hai și tu. Liniște, ca să vă... Da? Să vă zic. Hai și tu. Hai și tu. Tu ești pompier Bogdan? Pune-mi pare bine. Hai și tu, hai vină și tu. Maia, uite să-ți fac bine. Uite-te acolo la poză, da? Tu cum ești? Cum te numești pompierul cum? Maria. Maria? Maia, bravo! Tu ești pompierul Maia. Astronauti e pe lună. Suntem pe lună. Tu cum te numești pompier cum? Ștefan. Bravo, Ștefan, bravo. Uite și o fetiță pompier. Cezara. A, bravo, Cezara. Hai și tu, da, păi cum să nu? Unde plecăm? Pe tine cum plecăm la o intervenție. Pompier și mai cum? Eduard, așa, bravo. Și pompierul nu face așa, că atunci nu poate salva pe nimeni dacă face așa. Vrei și tu? Hai și tu. Pompierul trebuie să fie foarte... Da. Bine, Corina. O bere aici. Cine să facă lucrurile? Ia, pune-ți tu casca. Tu pune-ți casca. Așa. Dă noroc cu el, hai. Bate palma cu el, așa. Că doi pompieri. Bravo! Care diferența între aia unde ați fost voi, asta, asta?
Este, că aia e mai micuță, asta e mai mare. Deci diferă cantitatea de apă, da? Au un rezervor unde au apă, că cu ce se stinge incendiu? Incendiu cu ce se stinge? Cu apă sau cu substanțe stingătoare. La hidrocarburi, la motorină, benzină, se folosesc niște substanții mai complexe. Așa, ei, aia este de 2000 de litri, asta este de 6000, aia este de 9000 de litri, da? Și au accesorii pentru stingerea incendiilor. Ce de ce de ce? De ce vă să mai iei mașina? Vă pierduți-te mașina! Pentru domnul. Hai. Ștefan, nu te vezi. De ce nu ai venit mai în față, că ești mai mititel? Așa. Această mașinuță este o șenilată, după cum vedeți, are niște ca la tank, așa, da? Victor, trate de acolo! Ne ajută foarte mult pe timp de iarnă, când drumurile sunt înzăpezite și orice ambulanță nu are acces, da? Mergem cu această mașinuță și preluăm bolnavul ca să-l aducem, să-l scoatem dintr-o zonă înfundată, într-o zonă greu accesibilă, da? Cele care vi le-am dat, da? Sunt foarte importante, sunt câteva reguli de comportare în caz de cutremur. Am văzut în weekend, în lumea, iarăși au fost două cutremuri foarte mari, da? Justine, ai văzut? Da? Aici sunt patru cliente diferite, da? Cum să ne comportăm în caz de cutremur în locuința noastră, da, acasă, la școală, pe stradă și reguli generale. Da? În caz de cutremur, ce facem noi? În clasă, dacă suntem, ce facem în caz de cutremur? În locul și nu încăpem noi, da? Ne ascundem sub pământ și ne punem gălănele. Ce împărțim? Unde am pus? Pe cap, da? Și mie de la cum eu la mine. Ah.